Bună ziua, bine ați venit la Camelia în bucătărie, la prăjituri cu camelia și bucate gustoase. Astăzi vom face tiramisu fără ou, așa cum îl fac eu pentru familia mea. Și să vedem de ce ingrediente avem nevoie. Astăzi facem tiramisu fără ou și avem nevoie de biscuița voiardi cât este necesar ca să ne ajungă pentru cremă care o avem aici. Apoi, 500 de grame de frișcă îndulcită. Cine folosește frișcă care nu este îndulcită, adaugă după gust zahăr pudră. Așa, 250 de ricotta și 250 de mascarpone. Cafea cât este necesar ca să înmuiem. Eu am făcut cafea mai concentrată și am adăugat și puțină apă. Așa, și cacao. Și acum să începem. O să batem frișca într-un vas. Așa, și am să pun așa pe toată aici. Așa, eu folosesc frișcă îndulcită pentru problemele pe care le avem noi în casă, dar puteți folosi și frișcă naturală și adăugați zahăr. Și acum am să amestec cu un mixer și am să bat frișca puțin. Așa, și am să adaug și mascarpone și ricotta. Aici avem ricotta. 250 de grame la 500 de grame de frișcă. Așa. Și 250 de mascarpone. Și acum încet, încet, batem frișca cu mascarponele și cu ricotta. Așa. Încet, încet. Aceasta este un tiramisu la minut. O lăsăm așa. Aici avem cafeaua, frișca noastră cu mascarpone și cu ricotta. Gustați tot timpul să vedeți cum este. Delicioasă. Așa, și o voi pune aici, în acest vas. Vom desface biscuiții. Și vom lua așa câte unul și îl punem în cafea și apoi îl punem așa aici. Se face foarte repede. Și este foarte bun. Și acum am pus aici biscuiții noștri savoiardi și punem crema noastră de frișcă cu ricotta. Îl punem din nou. Acesta este tiramisul la minut. Așa. Ne desfac o păruță. Tiramisul la minut. Tiramisul cum îl fac eu în casă. Așa. Am să mai pun un așa aici, în cape. Și acum punem
din crema noastră. Cine dorește frișca mai tare, mai poate bate mai puțin, mai mult, ca să se mai întărească. Așa. Și o să mai punem un strat. Bună seara și bine ați venit! Facem tiramisu la minut. Tiramisu la minut. Așa, și o punem una aici, în capăt. Și acum punem crema noastră deasupra. O să luăm cacao cu o lingură. Și o să punem deasupra aici. Și ați văzut ce repede se face, ia uitați, tiramisu. Și putem face și porții mai mici. Ia să facem una pe o parcuriuță, o porție mai micuță. Pe o parcuriuță aici. O să rupem în două biscuitul nostru. Așa, și punem puțină cremă. Facem mini, mini tiramisu. Atât. Ia uitați. Mini tiramisu. Aceasta este rețeta din seara aceasta. Ia uitați, tiramisu. Așa. Un deliciu. Ia să și gustăm. Să vedem cum este. Un deliciu. Ia uitați. Este delicat, delicat. Eu îl fac mereu fără ou. La 500 de grame de frișcă am pus 250 de grame de ricotta și 250 de grame de mascarpone și le-am bătut bine. Vreți să fie crema mai, mai groasă, bateți mai mult. Și biscuița voi arde cât este necesar. Și cafeluța tot la fel, cât este necesar. Mai e nevoie, mai faceți puțin. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare, pentru distribuire, pentru că îmi sunteți alături și că mă urmăriți. Vă doresc multă, multă sănătate și ne vedem cu următoarea rețetă. La revedere! Pupici!